Pime Network a revoluționat modul prin care absolut oricine poate mina criptomonede folosind telefonul mobil. Iar după succesul acestei platforme, era normal să apară și alte aplicații, precum Binetwork sau TimeStop, care se bazează pe acest concept. Iar pe lângă cele trei aplicații populare pe această nișă, am observat că foarte mulți dintre voi folosesc și promovează MiDoin, o platformă de care nimeni nu a auzit până acum câteva luni, deși ea există tocmai din 2018. Aloha, prieteni, eu sunt Tsunami și astăzi vom vorbi despre MiDoin și vom analiza această aplicație pentru a vedea dacă merită să o folosiți sau dacă este doar un schem. Apăsați butonul de like dacă apreciați acest conținut și nu uitați să vă abonați și să apăsați pe clopoțel pentru a afla primii când postăm noi video. MiDoin este o altă aplicație, precum PineTork sau BNetwork, și vă oferă posibilitatea să minați criptomonede pe telefon, iar tot ce trebuie să faceți este să porniți zilnic procesul de minare care durează fix 24 de ore. Diferența majoră la această aplicație este că rata de minare nu se va măsura în MiDoin, criptomoneda aplicației, ci în TAPS. Practic, în fiecare minut se va putea mina o unitate MiDoin la nivelul întregii platforme, iar aceasta va fi împărțită între toți userii aplicației în funcție de raportul TAPS al fiecărui user. Să zicem, de exemplu, că aveți 1% din totalul de TAPS de pe toată platforma. Înseamnă că voi primiți 1% în fiecare minut din fiecare monedă MiDoin care va fi distribuită. Bineînțeles, puteți crește această rată TAPS invitând noi prieteni în aplicație prin codul vostru de invitație și veți primi 10 TAPS în plus pentru fiecare invitat adus. Iar persoana care se înscrie prin codul vostru va primi 5 TAPS la rata inițială de minare. De asemenea, MiDoin mai introduce o variantă prin care userii pot crește numărul de TAPS și exact cum probabil v-ați dat seama din traducerea cuvântului TAPS, se bazează pe simpla apăsare continuă a butonului de minare. O altă chestie interesantă mi se pare faptul că cei care au creat aplicația au anunțat un număr finit de unități MiDoin ce vor fi emise, adică 26 de milioane de monede, din care până în prezent au fost emise puțin peste 2 milioane. Având în vedere că se emite un singur MiDoin pe minut, iar limita va fi de 26 de milioane de monede, va dura aproximativ 40 de ani până când acest proces se va încheia și va rămâne un număr limitat de monede pe piață. Bineînțeles, aceste monede nu au încă o valoare pe piața criptomonedelor, dar dacă proiectul va avea succes, e posibil să vedem în timp prețul la care pot fi tranzacționate. Totuși, haideți să vedem în continuare dacă MiDoin poate fi un astfel de proiect. Dacă intrați în aplicație, veți observa că are un aspect foarte simplist și ceea ce o face diferită de celelalte aplicații precum PineNetwork sau BNetwork este că seamănă foarte mult cu aplicații de socializare. În fereastra principală putem vedea în colț exact ce valoare avem pentru TAPS, iar în partea centrală avem două variante de minare pentru telefoanele Android și doar o singură metodă pentru dispozitivele Apple, în mare parte datorită politicii de funcționare a aplicațiilor iOS. Pe Android, de exemplu, ai o variantă AutoMiner care va mina în fiecare minut la rata de TAPS pe care o are contul tău de MiDoin, în timp ce a doua variantă ne permite să apăsăm pe ecran, iar prin simpla apăsare primim TAPS. Cu cât facem un scor mai mare de TAPS, primim o valoare mai mare din moneda MiDoin emisă în acel minut. Personal, mi se pare ciudat să apeși continuu pe ecran doar pentru a primi un procent mai mare dintr-o monedă care încă nu are nicio valoare și, sincer, nu văd cum această acțiune poate ajuta într-un fel la crearea de valoare pe piața acestei criptomonede. De asemenea, aplicația îți va afișa anumite reclame când vei trece din varianta manuală în cea de AutoMiner. Este metoda prin care se încearcă monetizarea acestui proiect. În aplicație întâlnim și o zonă feed în care poți să adaugi prieteni sau poți urmări anumite persoane populare pe această platformă. De asemenea, ai și o zonă de chat room unde practic vei găsi mai multe astfel de grupuri împărțite pe țări. De exemplu, ai un chat room pentru utilizatorii din Germania sau un chat room pentru cei din Rusia. Aici vei găsi mai mulți useri care pur și simplu solicită să le trimiteți monede MiDoin sau care de fapt încearcă să-și promoveze codurile de referal pentru MiDoin sau pentru alte aplicații. Personal, nu am înțeles de ce ți-ai promova codul de referal pe un chat room unde toți cei prezenți au deja cont pe platforma respectivă. Nu știu, mai găsești de asemenea și un chat room unde poți tranzacționa MiDoin în schimbul altor monede, precum Pi. E amuzant că mulți din așa zis și vânzători insistă să le trimiți tu primul monedele. Și sunt sigur că mulți dintre ei nu-ți vor mai trimite înapoi suma solicitată. Iar având în vedere că, practic, monedele MiDoin nu au încă nicio valoare, nici nu cred că poate fi considerat furt, ci mai degrabă donație.
Mai există o zonă de marketplace unde anumiți useri vând unități midoin, fie pe bani, fie în schimbul anumitor task-uri pe care va trebui să le faceți. Mi se pare puțin ciudat, având în vedere că nu există o valoare de piață pentru moneda midoin și, deși poate fi văzută varianta de marketplace, o încercare de creare de valoare pentru această criptomonedă nu este cea mai profesionistă alegere. Aici mai găsești și zone de crowdfunding, adică de strângere de fonduri, dar personal, nu cred că ai vreo siguranță că monedele donate de tine vor ajunge vreodată să fie folosite în scopul promovat în marketplace. Și nimic nu e mai amuzant decât să vezi o strângere de fonduri într-o monedă care nu are nicio valoare, încă. Poți găsi și anumiți useri care vând anumite produse, precum telefoane mobile, care mai mult ca sigur nu le vei primi niciodată și, din păcate, această secțiune din aplicație nu mi oferă prea multă încredere. Totuși, aplicația are un rating foarte bun, atât pe Android cât și pe App Store. De exemplu, pe Android are un rating de 4,5 stele din 7.000 de recenzii, însă prezența aplicației pe platforma celor de la Apple ne pune puțin pe gânduri. Chiar dacă pentru iOS, midoin are un rating de 4,6 stele, problema este că are mai puțin de 400 de recenzii, deși aplicația este disponibilă din 2018 pe platforma celor de la Apple. Practic, pentru 3 ani de zile de la lansare, e un număr foarte, foarte scăzut de utilizatori și arată că nu este o aplicație prea populară. Dacă mergem pe pagina web a proiectului, putem vedea că este destul de simplistă și nu oferă foarte multe informații noi despre viziunea proiectului. Specifică totuși că încearcă să fie o variantă eco-friendly, adică să simplifice acel proces de minare care consumă foarte multă energie electrică. Deși nu poți compara, de exemplu, minarea de Bitcoin cu minarea de monede precum midoin, unde procesul este mai mult o formă de participare la modul de împărțire a acestei monede pe piață. Și bineînțeles, în partea de jos găsim link-urile prin care se poate descărca aplicația pentru telefonul mobil. Site-ul menționează că platforma pune acces și pe confidențialitatea datelor preluate de la user și oferă chiar mai multe informații de acest subiect în secțiunea de privacy. De asemenea, mai are o secțiune de Frequently Asked Questions, dar lipsește zona de white paper. Pare un semn de alarmă să vezi că un astfel de proiect nu prezintă viziunea sa și nici obiectivele propuse. Dar creatorii midoin insistă că au fost multe proiecte care, deși au avut white paper, au fost de fapt schemuri. Și ei preferă ca direcția acestui proiect în viitor să fie o surpriză chiar pentru userii platformei. Personal, mi se pare că am stupit această variantă, având în vedere că poate chiar lipsa unei secțiuni de white paper influențează popularitatea acestei aplicații, care, după cum am prezentat, este foarte, foarte scăzută pe iOS. Tot pe site-ul principal se pot găsi informații despre sediul companiei, care este în Grecia, informație care poate fi găsită și pe alte site-uri de specialitate și care arată că proiectul este obligat să respecte reglementările europene privind GDPR-ul. Și acum, întrebarea de final este: puteți câștiga bani cu această aplicație sau este doar un schem? Sincer, după toate informațiile strânse despre proiectul celor de la midoin, tind să cred că adevărul este undeva la mijloc. Pe de-o parte, nu pot să zic neapărat că este un schem, pentru că în comparație cu alte aplicații pe mobil, de acest tip pe care am analizat-o pe canal, nu îți cere bani pentru upgrade-uri sau pentru a mina monedele respective la o rată mai mare. Deci, nu riști să pierzi bani folosind această aplicație. Cu toate astea, personal, nu cred că proiectul midoin va avea succes. Are o metodă absolut stupidă de minare pe Android prin apăsarea ecranului, o secțiune de marketplace cu foarte multe anunțuri dubioase și creatorii nu doresc să prezintă o secțiune de white paper cu tot ce pregătesc în viitor pentru a garanta succesul aplicației. Și să nu uităm că aplicația are un număr foarte mic de utilizatori în comparație cu alte proiecte mai populare din acest domeniu și asta deși are 3 ani de zile de când a fost lansată. Și chiar dacă am zis că nu veți pierde bani, riscați totuși să pierdeți timp cu această aplicație, mai ales dacă preferați acea variantă manuală de minare. Am dat așa codul meu de invitație în descriere, dacă sunteți curioși să o încercați sau poate chiar să o folosiți. Dar, sincer, pentru mine trebuie să recunosc, această aplicație nu oferă foarte mult interes. Sunt curios ce părere aveți voi despre midoin și, de asemenea, ce aplicații de acest tip recomandați. Postați în comentarii răspunsurile voastre și poate astfel voi afla și despre alte proiecte pe care, exact ca midoin, nu mi erau cunoscute până la citirea comentariilor de pe canal. Vom prezenta pe viitor și alte proiecte pentru a încerca să găsim acele aplicații prin care veți putea câștiga bani în timp. Așa că dacă nu v-ați abonat deja, nu uitați să apăsați butonul de subscribe și clopoțelul pentru a fi notificat când vom posta acele videouri. Vă mulțumesc că ați urmărit acest material și sper să ne revedem la un nou video. Aloha, prieteni!